Potrivit cu ceea ce s-a întâmplat într-o zi ca ziua de astăzi, cu evenimentele ce au avut loc atunci, haideți să deschidem cărțile sfinte la Faptele Apostolilor, capitolul 2, și vom citi cuvântul Domnului începând cu versetul 1 până la versetul 18. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărtindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, meji, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prăuzeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbele noastre în lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât a treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioan: în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste robele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Preiubiților, e o sărbătoare deosebită, sărbătoarea de astăzi, și e o sărbătoare cu o semnificație profundă. În mod deosebit, Biserica Penticostală și-a înfipt rădăcinile adânc în sărbătoarea aceasta. În terminologia populară, sărbătoarea este numită Rusalii. Dacă apare titlul în Levitic, în capitolul 23 de Rusalii, e că așa a împărțit Cornilescu când și-a împărțit traducerea și a pus titlul de Rusalii. Vreau să vă spun că Rusaliile nu au nicio semnificație ca și exprimare pentru biserica creștină. Dimpotrivă, termenul este păgân. Rusalcii era o sărbătoare când, în mod deosebit, slavonii își sărbau o sărbătoare a morților și un duh a râurilor, cum îl numeau ei, făcea prăpăd într-o zi ca ziua de astăzi pentru cei ce veneau să înnoate. Credeau ei că fiicele unui om foarte bogat cu numele Rusalin s-au unecat în râu într-o zi ca ziua de astăzi și că au murit premature și de atunci duhul lor bântuie, și așa și-au numit ei sărbătoarea Rusalii, pornind de la Rusalcă, fata cea mai mare a lui Rusalin. Denumirea aceasta nu ne caracterizează. E adevărat că în Levitic, în capitolul 23, într-o zi ca ziua de astăzi, izraeliții vorbeau de sărbătoarea săptămânilor,
de sărbătoarea secerișului și sărbătoarea primelor roade. Și într-adevăr, pentru noi, ca Biserică Nouă Testamentară, are semnificație. Dar mai mult decât aceste sărbători, pentru noi de sărbătoarea de astăzi este sărbătoarea Cinzecimii. Sărbătoare când Duhul Sfânt a coborât în lumea noastră, când acel Pentecost a avut loc și când s-a întâmplat ceea ce ați auzit din cuvântul Domnului citind aici. Sărbătoarea începutului secerișului îmi place, pentru că a început Duhul Sfânt să secere într-o zi ca ziua de astăzi. Am fost la Ierusalim, am fost acolo unde a fost odăița de sus, e acolo ridicată o clădire, e acolo, dacă vreți, o arenă numită Baia Sultanului, unde oamenii se adună și creștinii se adună mereu acolo și comemorează ziua când acolo s-a auzit un vuiet puternic. Deodată s-a întâmplat ceva, când Duhul Sfânt s-a coborât și cei 120 au fost umpluți de Duhul lui Dumnezeu. A început Dumnezeu să secere. Petru, la acuzațiile ce mi-au adus unii, că cei 120 sunt beți, a venit cu argumente și a spus, nu e decât a treilea ceas din zi, adică orele 9, că primul ceas era de la 6 la 7, a doilea de la 7 la 8 și a treilea de la 8 la 9. Nu e decât a treilea ceas din zi, nu e posibil așa ceva. Ci ceea ce vedeți voi este ceea ce a prorocit profetul Ioan sub inspirația Duhului Sfânt. Petru a avut curajul să se ridice și să vorbească cu îndrăzneală și să spună, acum voi cei ce l-ați ucis pe Iisus, vreau să vă spun și să știți că El a înviat, că puterea lui Dumnezeu l-a înviat și că noi suntem martorii lui și că s-a înălțat și stă la dreapta lui Dumnezeu și a trimis de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt și a turnat ce vedeți și auziți voi, zice în Fapte 2, versetul 31 și 32. Și Petru și-a ținut acea cuvântare plină de putere pentru că era un Petru nou, era un Petru care nu mai era singur. Era un Petru care devenise un templu al Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt era peste el și Petru depunea mărturia. La predica lui Petru s-au întors mii de oameni la Dumnezeu. A început sărbătoarea secerișului. Primele roade erau deja adunate și a început biserica să se constituie, a început biserica să prindă putere. E adevărat că unul dintre marii teologi, Augustin, zicea că biserica s-a născut la cruce, când a murit pe cruce, dar certificatul de naștere i-a fost semnat în ziua Cinzecimii, zicea el. El susținea că atunci când sutașul roman a înțepat coasta Domnului, a curs sânge și apă și acolo a luat ființă biserica. Însă pe cetea și pe certificatul ei de naștere a fost ziua Cinzecimii. Noi credem că într-o zi ca ziua de astăzi a avut loc acea lucrare pentru că au fost îndeplinite câteva condiții. Domnul când s-a înălțat la cer a spus ucenicilor să rămână acolo, să nu se depărteze de Ierusalim și au rămas acolo stăruind în rugăciune. Ei erau toți împreună într-o unitate de plină. Ei erau acolo în așteptare. Ei erau la o înaltă, cu o inimă, cu un cuget, cu un gând. Ei ascultau cuvintele Domnului Iisus Hristos și erau cu gândul la înălțare, dar în mod deosebit și cu gândul la coborâre. Așteptau să se coboare Duhul Sfânt peste ei. Și în condițiile acestei unități, a rugăciunii, a așteptării, meditând la jertfa Domnului, dorind să se coboare puterea Duhului Sfânt, deodată a venit peste ei ceva ca un vânt puternic. A venit deodată peste ei și a umplut toată casa unde ședeau ei. Ați fost martor vreodată când s-a coborât Duhul Sfânt așa? Când a venit ca un vânt puternic și deodată l-a simțit biserica?
Cel puțin Biserica Betania a avut câteva experiențe de genul acesta. Cei ce sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte de anii 65-66, nu de mult am amintit aici, când deodată s-a întâmplat ceva în clădirea aceea veche, și am avut-o noi lungă, când un predicator străin predica și era tradus, când Er și Ștefan vorbea despre învierea lui Lazar. Și-a luat el Batista și-a pus-o pe mână și a zis, eu nu cred că Lazar a venit ca un can împiedecat, ci a venit ca o săgeată. Și în momentul când a zis ca o săgeată, Batista lui a sărit și a căzut chiar pe sora Mihăiescu Beji, era o soră maghiară, locuia undeva pe strada Dornei, care era bolnavă. În momentul acela, femeia a scos un țipăt și a strigat, Domnul a vindecat. Și s-a produs acel deodată. A fost un impact în toată biserica, translatorul n-a mai putut să traducă, toți frații au început să plângă, să simțea așa o adiere și s-a întâmplat un lucru extraordinar. Translatorul deodată a început să vorbească în limba română. Și a fost o prorocie de vreo două, trei fraze și s-a oprit. Și n-a mai înțeles nici el nimic și a ridicat din numeri. Și a pus translatorul să întrebe, am zis ceva rău, ce s-a întâmplat? Dar nu, era o făgăduință a lui Dumnezeu. Era deodată, s-a întâmplat deodată. Aduceți-vă aminte de iarna aceea stăruitoare, când într-o joi seara, la orele 6 am început serviciu divin, aici în biserica, tot biserica veche care am avut-o, și după citirea textului am intrat în rugăciune și s-a întâmplat ceva. Deodată a venit acea prezență divină și la câte s-a încheiat, Vasile? La 11:20 rugăciunea noaptea. Parcă 26 au fost botezați, dacă bine mi-aduc aminte, cu Duhul Sfânt în seara aceea. Și s-a întâmplat lucruri de-a dreptul miraculoase, că a avut loc acel deodată. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se coboară, se coboară în mod deosebit pentru a întări și a certifica mărturia că Iisus Hristos este Domnul și că Duhul Sfânt are scopul acesta să-L proslăvească pe Hristos între noi, să zidească și să întărească biserica și la nivel de individ pe fiecare să ne facă temple ale Duhului Sfânt, ajutându-ne să ne ducem mântuirea până la capăt. E prea puțin să spunem că Duhul Sfânt este o putere. Duhul Sfânt are putere, dar El este o persoană. Și când Domnul ne-a învățat cum să botezăm, a zis, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, că Duhul Sfânt are și El nume, alături de Tatăl și de Fiul. Duhul Sfânt are sentimente, poate fi întristat. Duhul Sfânt poate pleca și David se ruga și zicea, Doamne, dă-mi bucuria mântuirii și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Ce e important? E important și vreau să subliniez aici că nici o biserică nu va fi plină de Duhul Sfânt dacă membrii bisericii nu se umplu de Duhul Sfânt. Noi suntem templele ale Duhului Sfânt, 1 Corinteni 3:16. Nu știți că trupurile voastre sunt templele ale Duhului Sfânt dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Atunci când Duhul lui Dumnezeu locuiește noi și devenim templele ale Duhului Sfânt, suntem o mulțime de temple și se umple și biserica de Duhul Sfânt. Și atunci se poate produce acel deodată în mod miraculos. Atunci se poate întâmpla ca puterea Duhului Sfânt și prezența Duhului Sfânt peste noi să săvârșească lucrări deosebite. Vă aduceți aminte că Biblia vorbește de oameni care au fost plini de Duhul Sfânt. Oameni care s-au umplut de Duhul Sfânt și au fost plini de Duhul Sfânt și aș putea să vă aduc aminte de Iosif, care avea în el Duhul lui Dumnezeu. Și Domnul a făcut să-i meargă bine, Geneza 39:3. Iosif era plin de Duhul lui Dumnezeu și când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, îți merge bine. Chiar în valea umbrei morții, n-ai să te temi de nimic, îți merge bine.
Chiar când treci prin strâmtorare, îți merge bine. Chiar când era în temniță, Domnul era cu el. Pentru că în prezența Duhului lui Dumnezeu se schimbă lucrurile. Și cuvântul lui Dumnezeu e da și amin. Daniel avea în el Duhul Dumnezeilor celor vii. Avea descoperirile mari ale lui Dumnezeu și a tainelor lui, Daniel 4:8. Și Daniel, chiar și în groapa cu lei, nu se temea de nimic, că Domnul era cu el și avea în el Duhul Dumnezeilor celor vii. Când ai în tine Duhul lui Dumnezeu, n-ai de ce să te temi. Ceea ce e în noi mai tare decât ceea ce e în lume. O lume întreagă dacă se prăbușește, copiii lui Dumnezeu rămân pe verticală. O lume întreagă dacă se dărâmă, copiii lui Dumnezeu privesc în sus. O lume întreagă când este suflată de vânturi și furtuni, ei rămân pe stâncă. Și Daniel avea în el Duhul Dumnezeilor celor vii, l-a chemat împăratul și l-a pus să traducă și a tradus, dar împăratul era conștient că în Daniel e Duhul Dumnezeului Dumnezeilor celor sfinți și Daniel a fost cel ce a dat tălmăcirea și în urma acestei lucrări a căpătat trecere înaintea împăratului. Sunt oameni și în zilele noastre de astăzi care capătă treceri pentru că au în ei Duhul lui Dumnezeu și înțelepciune deosebită. Avem un frate care lucrează undeva într-un minister și este un om deosebit, un om al lui Dumnezeu, un om cu înțelepciune deosebită și am fost plăcut surprins când odată discutam cu unul dintre foștii noștri șefi de stat și îl cunoștea și mă întreba: Domnul Cutare e la dumneavoastră în Biserica Penticostală? Și am spus, da, Domnul este un om deosebit, un om extraordinar. Și omul acesta lucrează acolo și nu e ministru, el lucrează minister, era secretar de stat doar. Dar șeful statului, șeful statului n-are cum să știe toți secretarii de stat din toate ministerele. Șeful statului știa de el. Că avea o înțelepciune și are o înțelepciune și acum și este un om deosebit și un specialist. Și era privit și spun sincer, am fost așa de bucuros și încântat că avem un om care prin înțelepciunea care vine de sus îi uimește pe toți cei din jur. Ioan Botezătorul s-a umplut de Duhul Sfânt din pântecele Maicii lui, Luca 1:15. Și Ioan a fost plin de Duhul Sfânt. Pe când ești plin de Duhul Sfânt, n-ai de ce să te temi. Acolo nu mai există loc. Dacă vreau într-un recipient să pun ceva și recipientul e plin, n-am cum să mai pun. Oricum aș chinui, mă chinui degeaba, că recipientul e plin. În recipientul vieții mele, dacă mă umplu de Duhul lui Dumnezeu, n-are păcatul ce căuta. Ați auzit acea întâmplare cu păstorii care s-au dus să se roage la o exorcizare pentru eliberarea unei tinere. Și când unul dintre păstori a poruncit în numele Domnului spiritului rău să iasă afară, spiritul a ripostat și a zis, da, o să ies afară, dar intru în tine. Și omul a zis, intră dacă poți. Că era sigur pe el și știa că e plin de Duhul Sfânt. Cât ar fi avut curajul de aici să riposteze la fel și să spună, intră dacă pot. Dar omul era plin de Duhul lui Dumnezeu și știa că nu poate diavolul să facă nimic. Ioan Botezător a fost plin de Duhul lui Dumnezeu și a rămas pe verticală. El a stat pe verticală și a dovedit că este integru. Și când a fost vorba de Irod, s-a dus și a spus, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui său, chiar dacă era rege. L-a înfruntat și a stat pe verticală, că era plin de Duhul lui Dumnezeu. Când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, n-ai de ce să te temi. 1000 să cadă alături și 10.000 la dreapta, de tine nu se atinge, vei privi cu ochii și vei vedea perirea celui rău, zice psalmistul. Când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, întotdeauna mergi înainte. Creștinii sunt chemați să fie plini de Duhul Sfânt. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, zice Pavel în Efeseni 5, fiți plini de Duh.
ceea ce necesită în mod deosebit astăzi și ceea ce face să se acutizeze problema multor biserici e în lipsa plinătății Duhului Sfânt. În Fapte 9, citim că biserica crește și se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Și fac precizarea, biserica crește și se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt, dar biserica o formăm noi toți, nu zidurile. Dacă noi ne umplem de Duhul Sfânt, biserica va fi plină de Duhul Sfânt. Dacă noi nu ne umplem de Duhul Sfânt, vor bate alte vânturi prin biserică, dar nu vine vântul acela puternic deodată care să producă miracole. Întotdeauna noi știm că harul, zicea Ioan Gură de Aur, chiar dacă este har, mântuiește și însoțește doar pe cel ce voiește lucrul acesta. Niciodată nu o face forțat. Dumnezeu nu vine să zică, băi, o vrei, o nu vrei, eu îți dau. Nu. Dacă vrei, Teognost zicea că Dumnezeu cel fără lipsuri și prea plin de binecuvântări dăruiește Duhul Sfânt din belșug numai celor ce îl doresc. Și iată că am ajuns la condițiile pentru a primi Duhul Sfânt. Ca să fii botezat și umplut cu Duhul Sfânt, prima condiție este să dorești. Dar ca să dorești, bineînțeles că pe mine mă face să înțeleg că trebuie să fiu născut din nou. Întotdeauna nașterea din nou precedă botezul cu Duhul Sfânt. Și Ioan, în capitolul 14, citesc cuvintele Domnului începând cu versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl. Și El vă va da un alt mângăitor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, că rămâne cu voi și va fi în voi. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Păi nu poți să calci poruncile lui Dumnezeu, nu poți să trăiești o viață de păcat, nu poți să te umpli de plăcerile lumii și să vrei să te umple și Dumnezeu de prezența sa divină și să te umple cu Duhul Sfânt. Nu există. Duhul Sfânt nu face casă bună cu păcatul și cu fărădălegea lumească. Duhul lui Dumnezeu când intră, ori intră în totalitate și pune stăpânire pe noi și ne face templele sale, ori stă la distanță. Să știți că n-am cum să mă împart inima în două. Nu pot împărți. Să zic, jumătate dau Duhului lui Dumnezeu și jumătate dau lumii și păcatului. Nu se poate. Dumnezeu compromisuri nu face. Dumnezeu n-a făcut și nu face niciodată compromisuri. Când cineva dorește, primul pas care îmi face este să fie separat de lume, să păzească poruncile Domnului, să trăiască în adevărul lui Dumnezeu, să trăiască în sfințenie și cuvântul sfânt. De atâta ori am spus că tradus însemnează pus deoparte pentru Dumnezeu. Și atunci Duhul Sfânt se coboară. Precedarea botezului cu Duhul Sfânt de naștere din nou este obligatorie. Eu nu cred și lăsați-mă să vă spun, chiar dacă unii vin și mă aduc contraargumente și zic ei, că nu știu cine a ieșit de la ban și s-a dus că a trecut pe o adunare și a și fost botezat cu Duhul Sfânt în seara aia. Nu, dați-mi voie să vă spun că mă îndoiesc. Sau cineva îmi spunea odată, deci am avut așa un scandal acasă, m-am supărat, am plecat, m-am certat și cu soacra, i-am cârpit câteva palme și la nevastă mea și m-am dus undeva la o rugăciune și în seara aia Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Întotdeauna când apare banul adevărat și real, apare și cea falsă. Și la orice lucrare adevărată apare și cea falsă. Și cea mai periculoasă minciună e cea care seamănă cel mai mult cu adevărul. Cei mai înșelători bani și cele mai înșelătoare bancnote sunt cele ce seamănă cel mai mult cu originalul. Lăsați-mă să vă spun astăzi și aici, e ziua noastră, ziua cincizecimii, e sărbătoarea Duhului Sfânt, cum o numesc unii. E sărbătoarea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt se așează în viață sfântă, în viață curată, în viață predată lui Dumnezeu.
pot vorbi în limbi, pot proroci, pot face orice ai face, că sunt și alte surse care ajută să faci anumite situații de genul acesta. Dacă n-ai dragoste, ești o ramă sunătoare și un chimvar zingănitor. Viața sfântă și trăirea cu Dumnezeu dă notă vieții creștine și face dovada că ești sau nu templul a Duhului Sfânt. Într-o zi se termină cu vorbirea în limbi, într-o zi se termină cu prorocia, într-o zi se termină cu cunoștința, dar una rămâne, dragostea. Și Dumnezeu este dragoste. Și cine poate iubi și are pe Dumnezeu în el, face dovada că într-adevăr s-a umplut de Duhul Sfânt. Deci, condiția pentru a fi botezat cu Duhul Sfânt este să fii categoric născut din nou. Să dorești, am spus, și în Luca 11 cu 3, citim cuvintele Domnului, în care Mântuitorul zice: pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și apoi în versetul 13, după ce Domnul comentează cum tata dă pâine copilului, zice: dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din cer va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Deci așa cum un copil cere pâine, așa copilul spiritual trebuie să ceară Duhul Sfânt. Să-l dorească, să-l ceară, să fie născut din nou, să aștepte. Am citit astăzi din Fapte 2 că cei ce erau tot împreună în același loc, cei ce așteptau, au avut parte de această experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Ce interesant! Că întotdeauna, în Fapte 2, în Fapte 8, în Fapte 10, în Fapte 19, peste tot unde găsim reversările Duhului Sfânt, întotdeauna au fost însoțite de vorbire în alte limbi. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor vorbi în limbi noi. În numele meu vor scoate draci. Semnul vorbirii în alte limbi este semnul botezului cu Duhul Sfânt. A doilea aspect, dorința de a fi sfânt, să ai o bucurie deosebită, să fii fericit. Dar lăsați-mă să vă spun că unii, mai mult decât bucuria, a fost dorința de sfințenie. Să se pună deoparte, să fie gata să se sacrifice, să fie gata și uitați-vă câți oameni sunt gata să dăruiască ei tot ce au și să pun deoparte și au mai degrabă dorința de a se pune deoparte cu totul pentru Dumnezeu decât bucuria aceea pe care unii poate o au și de scurtă durată pe pământul acesta. Să primești o putere, transmițând credincioșilor putere din Dumnezeu prin comportament, prin tangență și felul tău de a fi. Asta e dovada botezului cu Duhul Sfânt. Niciodată un credincios botezat cu Duhul Sfânt nu va fi egocentrist. Niciodată un credincios botezat cu Duhul Sfânt nu va pretinde și nu va cere, ci dimpotrivă, el va fi gata să ofere. Ați văzut o mamă să ceară multe de la copil? Dimpotrivă, mama mai bucuroasă când dă. Ați văzut un tată să aibă pretenții și să zică: dă-mi, ești copilul meu, trebuie să-mi dai. Da, de unde? Când dă tata, se bucură și tata și fiul. Când are tata și dă fiul, plânge și tata și fiul. Fiul că o dat, tata că o acceptat. E o vorbă în popor. Și cam așa este. Niciodată, niciodată, oricât de greu i-ar fi unui tată, nu cred că merge. Poate chiar dacă a ajuns la anghină și nu mai știe ce să facă, să zică: băi, trebuie să mă întreții, vrei, nu vrei, eu te-am făcut, eu te-am crescut, ai obligații față de mine. Atunci când într-adevăr iubești cu adevărat, când ai devenit templul a Duhului Sfânt, atunci ești gata să oferi, ești gata să dai, ești gata să te pui deoparte.
Ești mai degrabă doritor să faci pe alții fericit decât să pretinzi tu fericire. Și ești fericit că poți ferici pe alții. Scopul botezului cu Duhul Sfânt este de a întări biserica. Și biserica se întărește. În Epistola către Corinteni, dacă citim cuvântul Domnului, în capitolul 12 cu versetul 13, zice Pavel: noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să încătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie sloboți. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. În Fapte 9 scrie că biserica crește și se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt a venit la nivel de individ să ne pecetuiască, să ne dea garanția apartenenței noastre la cer, să ne dea garanția răpirii noastre într-o zi, dar a venit în mod deosebit prin noi să întărească și biserica, că noi alcătuim biserica și Duhul Sfânt să revarsă cu scopul unității și a întăririi bisericii. Apoi, în Fapte 2:47, Duhul Sfânt este cel ce ni se spune că înflăcărează biserica. Și citim cuvintele Domnului care spun așa: ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. În mijlocul laudelor, zice psalmistul în psalmul 22, că locuiește Dumnezeu. Și biserica se înflăcărează când Duhul Sfânt este prezent acolo. În a treilea rând, Duhul Sfânt pregătește biserica pentru întâlnirea cu Iisus Hristos. Și citim în Efeseni 5, Pavel zice: v-am rogodit cu un bărbat în fața căruia vreau să vă prezint fără pată, fără zbârcitură sau am ceva de felul acesta. Duhul Sfânt îmi glorifică pe Domnul Iisus Hristos în viața bisericii. El este în perioada aceasta, în dispensația a treia, pregătitorul care scoate în evidență conturul spiritual a bisericii și pregătitorul bisericii pentru înălțarea ei și ridicarea ei la cer. Într-o zi Duhul Sfânt va ridica biserica, va da onorul Domnului Iisus și va prezenta biserica înaintea Domnului în văzduh. Lucrare ce o face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt întărește mărturia noastră și înveți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Duhul Sfânt întărește mărturia noastră. Dar dincolo de mărturia cu vorba, e mărturia cu fapta. E mărturia cu fapta. Contează așa de mult să mărturisești cu fapta. Pe vremuri, când eram copil, se cânta aici o cântare: fapta ta vorbească zilnic de Iisus. Să pot mărturisi în fiecare zi. Ceea ce am spus, ceea ce spun și ce voi spune este că întotdeauna prezența Duhului Sfânt în viața noastră trebuie să fie evidențiată prin sfințire, prin această stare de mulțumire sufletească, prin scoaterea în evidență a chipului Domnului Iisus Hristos, prin rugăciunile înflăcărate și prezența Duhului Sfânt în vorbirea în alte limbi. Biserica Penticostală efectiv promovează și încurajează în viața creștinilor necesitatea semnului vorbirii în alte limbi. Atunci când vorbim în alte limbi, avem posibilitatea să lăudăm pe Dumnezeu în mod deosebit. Și în Fapte 2:4 se spune că toți au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Putem să lăudăm pe Domnul în mod deosebit. Sunt stări în care nu știm cum să ne rugăm. Sunt stări în care nu putem parcă ni să reacționăm. Avem stări când întristarea e gata să ne copleșească și Duhul Sfânt este cel ce intervine pentru noi cu suspine negreite. Vorbirea în alte limbi
este un semn pentru necredincioși. 1 Corinteni, capitolul 14. Vom vedea că cuvântul Domnului ne spune că, într-adevăr, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia dimpotrivă este un semn pentru cei nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Deci, conform versetului 22, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. E foarte important semnul să existe. Vorbirea în alte limbi zidește pe cel ce vorbește din punct de vedere spiritual. 1 Corinteni 14:4. Atunci când cineva vorbește în alte limbi, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește sufletește biserica. Vorbirea în alte limbi, când este interpretată, aduce zidire în biserică. 1 Corinteni 14:5. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Iată câteva motive care conduc la creșterea bisericii, la zidirea bisericii, la viața bisericii, privind lucrarea intimă în sânul strict bisericesc. De ce urăște diavolul vorbirea în alte limbi? Toate darurile care le găsiți. 1 Corinteni, capitolul 12, dacă luați toate darurile, le veți găsi și în Vechiul Testament. Unul nu-l găsiți. Vorbirea în alte limbi. Aia nu găsiți. Veți găsi prorocie în Vechiul Testament, veți găsi vindecări în Vechiul Testament, veți găsi darul cunoștinței în Vechiul Testament, veți găsi darul credinței manifestându-se. E adevărat, nu în permanență, ci sporadic, prin anumiți oameni al lui Dumnezeu. Vorbirea în limbi nu găsiți. Pentru prima dată apare vorbirea în limbi și de data aceasta, când apare în Noul Testament, își atrage reacția dură a diavolului. Diavolul este supărat pe cei ce vorbesc în alte limbi, pentru că vorbirea în alte limbi este semnul scriptural a botezului cu Duhul Sfânt. La botezul în apă, noi mărturisim că îl acceptăm pe Dumnezeu ca Tată și pe Hristos ca Mântuitor. La botezul Duhului Sfânt mărturisește Dumnezeu că ne-a ștampilat, că suntem ai Lui și orice ar vrea diavolul, numai să nu depună Dumnezeu mărturie despre niciunul de aici. Ar fi așa de bucuros toți să fim niște dispersați și risipiți în lumea aceasta și niciunul să nu aibă semnul acesta scriptural, motivul pentru care el urește vorbirea în alte limbi. În a doilea rând, el urește vorbirea în alte limbi pentru că prin această formă Dumnezeu a hotărât ca cel credincios să se zidească personal. 1 Corinteni 14:4. Nu se bucură diavolul să vadă că te zidești. Scopul lui este să te dărâme. Cuvântul diavol într-una din tălmăciri înseamnă și uzurpator. El vrea să distrugă, nu să se zidească nici credinciosul, nici biserica. La stăruință mereu le spunem celor ce vin la stăruință: rugați-vă cu mintea, rugați-vă și cu Duhul. Zidiți-vă înaintea lui Dumnezeu, lăsați Duhul să vorbească. În a treia rând, diavolul urăște vorbirea în alte limbi pentru că atunci când ea este tărmăcită, zidește biserica. Și ce credeți? Că diavolul zice, foarte bine că se zidește biserica Betania sau mai știu eu care altă biserică. Ar vrea să o dărâme. Numai că Domnul a spus, eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Și niciodată diavolul nu va reuși să distrugă biserica. În 1 Corinteni 14:2, ni se spune că diavolul, într-adevăr, este supărat și pe cei ce vorbesc în altă limbă.
Pentru că ei vorbesc lui Dumnezeu și nu oamenii și nimeni nu înțelege și cu Duhul ceea ce vorbește în alte limbi spune taine. Are Dumnezeu modul lui de a conversa cu biserica. Are Dumnezeu în limba lui prin care conversează cu biserica. Are Dumnezeu un mijloc de legătura lui. Și diavolul ar vrea să știe totul și să bareze tot, să distrugă tot. Numai că nu poate. Diavolul urește vorbirea în alte limbi pentru că ea este un semn pentru necredincioși. Și mai asta trebuie, să-și piardă necredincioșii. Credincioșii lui și necredincioșii lui Dumnezeu. Da, de unde? Diavolul ar vrea să nu existe niciun semn, să nu existe niciun indicator spre cer, să fie o derută totală. Drumul spre împărăția lui Dumnezeu să nu fie nici banalizat, nici semnalizat. Să fie totul haotic, asta ar vrea el. Numai că Dumnezeu în înțelepciunea lui a trimis pe Duhul Sfânt și scopul Duhului Sfânt este să pregătească biserica pentru cer. Prin vorbirea în alte limbi să facă rugăciuni care totdeauna sunt după voia lui Dumnezeu. Romani 8, versetul 26 și 27. Și credeți că e bucuros diavolul să face rugăciuni după voia lui Dumnezeu? Da, de unde? El ar vrea toate rugăciunile noastre să se oprească la tavan. Nici o rugăciune de-a noastră să nu înainteze spre cer. Când te rogi și te rogi după voia lui Dumnezeu și când înalți rugăciuni după voia lui Dumnezeu, evident că vin și răspunsuri și vine ajutor și vine binecuvântare și diavolul ar vrea toate acestea să dispară. Auzit Romani 8, 26 și 27 zice și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu ne cercetează, atunci când Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, atunci când Dumnezeu vede care este năzuința Duhului nostru, Dumnezeu ne și binecuvintează. Și cea mai mare supărare a satanei este ca să vadă că Dumnezeu ne ascultă. Botezul cu Duhul Sfânt se produc nu toate la fel, sub diferite forme. Se produc prin rugăciune însoțită de credință, fapte 2 de la 1 la 4. Te rogi, crezi, dorești, ești născut din nou și Domnul te botează cu Duhul Sfânt. Au fost situații când Domnul boteza cu Duhul Sfânt în timpul predicii. În timpul predicii cineva a fost așa de cercetat încât Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt. Întrebați în Pănelul Ranca cum l-a botezat Domnul pe el. Asculta o predică la radio. Și Domnul s-a îndurat de el atunci. Botezul cu Duhul Sfânt se poate produce, conform textului din Fapte 8, prin punerea mâinilor, cu rugăciuni. Simon Magul, când a văzut treaba asta, s-a dus la Petru și a zis, băi, dați-mi și mie, din puterea asta, păstă cine îmi pun mâinile să primească Duhul Sfânt, că eu vă dau bani mulți. Și ce a zis Petru? Hai să vedem cât dai, că poate reușim să ne înțelegem. Da, de unde? Banii tăi să piară împreună cu tine, că ești plin de fierea mare și legat în lanțurile fără de legii. Dar am văzut situații când prin punerea mâinilor Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. Au fost botezuri cu Duhul Sfânt la ungere cu un de lemn. Și e a doilea caz care s-a întâmplat de data aceasta recent, când la ungere cu un de lemn Domnul a vindecat persoana și a și botezat-o cu Duhul Sfânt, cazul care l-am văzut eu. Mi-am văzut eu. Când s-a pus un de lemnul și s-a făcut rugăciunea, l-a și vindecat, l-a și botezat cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt se poate produce și în timpul unei meditații sfinte. Să stai și să meditezi. Și tot așa cei de vârsta mea vă aduceți aminte de Ichi Mercea, de o fată care aici în Arad și-a făcut studiile, era din Ciumei și aveam noi perioada aia de stăruință, 65, 66, 67 și venea la stăruință. Și n-a botezat-o Domnul. S-a dus la școală și era la ora de chimie. Și profesoara de chimie era o soră baptistă. Și profesoara, mai știu ce, scria ea cu formulele lui Mendeleev, ce reacții făcea pe tablă, dar pe Ichi numai aia n-o interesa. Ichi medita la ceea ce se va întâmpla de seară la stăruință. Și deodată se întoarce profesoara și se uită la ea și o vede că plânge în bancă. Și zice, Mercea, de ce plângi? Ridică-te. Și asta plângea de numai, de ce plângi?
Și când a deschis gura să vorbească cu profesor, a început să vorbească în alte limbi, direct. Profesor a fost, deși o tânără, o fată înțeleaptă, a înțeles imediat despre ce-i vorba, a luat-o de mână, a scos-o din clasă, a dus-o în laborator, a chemat un taximetru și a trimis-o acasă. Și a doua zi a sunat și a spus: fratelor păstori, iată ce s-a întâmplat. Era vorba de o soră din familia Iovin, care era profesoară de chimie. În timpul meditației, Duhul Sfânt se poate produce sub diferite forme, în timpul unei cântări. Aveam liceu teologic penticostan și se întâmplau minuni la început. Și acum se întâmplă minuni. Înainte, în timpul pauzelor, Domnul boteza cu Duhul Sfânt, erau cântări, acum se spar geamuri, se aruncă mingea la vecini, avem tot minuni și astea, numai că minuni cu semnul minus în față. Și eram cu fratele Ghirișan la Pir, la evangelizare, și am venit de la evangelizare și a apărut atunci cântarea frumoasă: Am cămin mai sus de nori în țara gloriei când vine Iisus. Și în timp ce noi cântam, în spate aveam două fete și un băiat care au cântat, erau grupul nostru de cântare, și deodată pe o fată a botezat-o Domnul în timpul cântării, stând acolo pe bancă. Altă dată au venit de la Hardeș sau de unde au venit cu microbus. Și tot așa, pe Ina Haidu de la Sâmbătenie a botezat-o Domnul acolo. Formele de botez cu Duhul Sfânt nu sunt numai tipice, așa cum cineva vrea să le cutumizeze. Unii cred că numai venind aici și stând aici, Domnul te poate boteza. Domnul te poate boteza și astăzi acasă, dacă nu ești botezat. Întotdeauna Duhul Sfânt se coboară. S-a coborât din cina cea de taină. Și au fost cazuri când a întins mâna la bucățica și Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt. Eu mi-aduc aminte de mama. Știți cum a botezat-o Domnul pe mama? A venit bunica fratelui Tomuța, care era cumnata lui mama. Și a spus: băi, uite, am fost la sora Ravecă, la Măderat, și Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și mama tricota. Și asta a început să-i spună: uite, ne-am rugat, uite ce s-a întâmplat. Și cum mătușa era mai harismatică de felul ei, așa, era o femeie mică, o umbrată aici la noi în biserică, bătrâni, eu mai știu, mai harismatică, a zis de câteva ori: aleluia, aleluia, și povestea mai departe. Și la un moment dat, în timp ce mama tricota și asta, a zis aleluia, a strigat și mama odată aleluia și tricotând a botezat-o Domnul cu Duhul Sfânt. A botezat-o Domnul cu Duhul Sfânt. Deci formele de botez cu Duhul Sfânt sunt diferite. Lucrarea în sine însă este unică. Rețineți, putem trăi sărbătoarea cincizecimii dacă suntem născuți din nou, dacă dorim lucrarea aceasta, dacă o facem cu scopul de a-L proslăvi pe Domnul Hristos și de a ne duce mântuirea până la capăt, Domnul este gata să ne boteze cu Duhul Sfânt. Nu știu câți avem în biserică nebotezați cu Duhul Sfânt. Spre deosebire de alte biserici, la Betania, majoritatea s-a botezat cu Duhul Sfânt și zic: slăviți să fie Domnul! Amin. Dar aș vrea să și fim templele Duhului Sfânt. Să fim cu adevărat plini de Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să se proslăvească în viața noastră și în mod deosebit să-L proslăvească pe Hristos în noi. Amin. Amin.